Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit oameni buni la un nou episod din seria noastră minunată de hărțile abonaților și astăzi fraților ne vom juca pe o hartă intitulată În de Pokémon 2 trimisă de către sectorii și bineînțeles înainte de a începe fraților nu uitați să păsați și pe acel buton de like, să strângem acolo foarte foarte multe like-uri dacă mă susțineți și bineînțeles dacă vreți să apară cât mai multe episoade din această serie la mine pe canal, haideți să vedem oameni buni cum se continuă harta în căutare de Pokémon pe care probabil mulți dintre voi încă o mai țineți minte, avem aici info, poveste, comenzi și kit și start, hai să mergem întâi la informația ce și am. Salut, salut, noi suntem Shadowy13 și Sectorii69 și ți-am pregătit o mapă. Mapa se numește Căutarea de Pokémon 2, Sectorii a făcut-o prima dar am zis să vin și eu, sperăm să-ți placă. Mapa a fost făcută 100% legit, fără world edit, și testată 99%, poate se bughează niște comand blocuri. Piescanului Sectorii69 sectori, deci le puteți căuta pe YouTube și le găsiți. Sub denumirea de sectori avem aici comenzi și kit. Hai să vedem comenzile. Ați vedeat acolo toate, toate comenzile și avem aici kitul sabe de bosmere organice Samsung Galaxy S5, care este o foaie. Și că de trainer, tricou pătat de cafea albastră, pantaloni uzat și bo botoși de boș. De bosch. Ok. Super, super tare. O să stau cu... O să stau cu Galaxy-ul meu în mână să mă laud, ca un S5 maker. Poveste. Te intros acasă după ce te bătut cu Ash, iar prietenii săi au decis să se răzbune pe tine. O să ai multe dileme în, par în parcursul probelor acestea, iar la sfârșit o să te bază cu o tornadă de Pokémon, o să înțelegi. Uh, de ce prietenii tăi nu vor să... Da, așa. De ce nu prietenii tăi nu vor să te distrugă direct? The world will never know. Du-te și răzbune-te pe ei, sunt niște hater și ei cred că nu poți face nimic în afară lumii. Pokémon Minecraft Dead by daylight. What? What? Ok. Succes, we are anonymous, we are... We do not forgive, we do not forgive, expect us. Ai uitat acolo, we are legend, ok. Um, deci am fost la poveste, am fost la și kit, la info, am totul, let's fucking go, boys. Um, mintea lui Zaza Andrei. Hum, deci asta e în mintea mea, oameni buni. Hum, deci aici unde trebuie să prind Pokémon de la apă, cât de atractiv sunt, cred că eu o să-i pescuiesc dacă știi cum zic. O să pescuiesc niște Pokémon de apă, o să ai nevoie. Oh my fucking god. La ce trebuie să pescuiești 5 Pokémon ca să faci level mai mare uh, și Pokémon mai puternici după ce ai terminat. Ok, What the fuck is this, man? Ok, hai să ne apucăm de pescuit, oameni buni. O să fie super drăguț. Ia uite cum vine pokémon Oba! Primul Pokémon prins. Păcat că este un pește. Dar bine, normal că Pokémonii ăștia vor fi pești, mai pe românește. Am prins primul Pokémon, oameni buni. Primul Pokémon de apă. Se numește Rowfish. Cred că toți o să fie Rowfish. Ia uite încă unul. Bam! Oh my god, ăsta e Pufferfish. Băi, ești un bun... Câți Pokémon sunt în lacul ăsta, e de capul meu îmi place zona. E așa Cileanu cu... Te-am văzut, te-am văzut. E așa Cileanu și cu asta de aici, care... Sunt niște railuri, uite, spoilere, 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 spoilere. Cred că asta e să vedem mapa de la final, dacă nu mă înșel. Adică, cam asta ar trebui să fie. Am mă, frate, încă un Pokémon. Hai! Bam! L-am prins și... Unde e? unde a ajuns? Ah, uite a, uite-l! uite-l mai aici, what the fuck, eu am crezut că a rămas acolo în apă, god damn it. Am crezut că a picat aici jos pe undeva, știi? Bun, încă un Pokémon și sunt, pardon, încă un Pokémon și suntem gata. Bine că ne-a dat Lar Free Lure, Lure, deci nu știu cum se zice, și Lack of the Sea Free. Hai, 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 încă una bucata, ca să fim happy și... Hoba! cred că putem spune că Lilipedul este un Pokémon. Deci, să mergem mai departe. Pam, pam pa, Eu te rules, poveste. Aici mai se dați pe un point. Dar Pune ceancurile pe 2 și focul on. Nu trișa. Și focul on. Deci trebuie ceancurile pe 2. Și focul pe... O să-l pun pe fast. Bun. Și aici poveste. Dar nu este niciun buton. Ok. Uh. este și să verific eu o chestie. Să mă asigur eu că... A, ah, beton. Nu, nu, nu așa, game mode 0. Cream că este un command bloc de desub și... Da. Ok, deci eu trebuie să cad. Nu știu care este povestea, dar... Trebuie să... Nu peși... de unde... O, cred că acolo este apă, fie antena. Și deci, fie cum o să cad, o să mă arunc. Uite așa. Deci pe aici pe undeva... God damn. Uite cât de aproape am fost. Pe aici, cred că așa. De ce? Așa. M-am dus prea mult, frate, e foarte complicat. Deci dacă lăsăm așa pe 2, șansele ca eu să reușesc sunt super mici. Da, bun, atunci ce facem noi, eu O să sar pe aici, deci. O să sar pe aici și o să sar așa. Eu. Ok, trebuie un pic mai în dreapta. Deci eu trebuie să sar Așa, eu mă duc un pic în dreapta, m-am dus în dreapta, m-am dus prea mult, demet, de ok, nu o să putem niciodată să facem chestia asta cu ceancurile pe doi, pentru că mi se pare super imposibil, sincer să fiu, mai ales că uitați cât de mare este distanța, frate, deci nici așa, și așa o să fie destul de greu să nimerez, văzând chiar, știi, da, păi pe ciancurile pe doi, uite, oa, aia e boss, Oh, fuck după ce terminat, at, am ajuns, beton, mintele lui Hmm, deci acum vor să-mi testeze inteligența ciudată, având în vedere că știu că sunt marele Andrei din districtul ZZ, din districtul Zezania. Avem aici, care a fost cea mai apreciată serie la începutul ei? Faction sau parcur? Faction, frate. Gardeme, cum ne cheamă? Sector 69 și Shadowy 13 Asta e clar, nimic de Cine e mai gay? Tu sau Haimen? Hi, -hi, Hi, pare rău. Cum te cheamă? Pipa de Pig și zandre, Andrei. Mă, sună interesant, Pipa de Pig. Pipa Porcușorul, sună foarte interesant, dar mă cheamă z. Zez... De ce? De ce? Ok. Câte întrebări au fost? 4. Uh, au fost 5 întrebări. Gaddaemon. De ce? Asta e așa să le număr. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Asta e a cincea, dar asta nu înseamnă că până acum au fost 5 întrebări. Oh, fă, fă, fă. Felicitări, Pippa the pig ai terminat trivia. Serios. De ce? Mă numesc pipa de pig Pipa porcoșor. Ok. Ce avem noi aici? În lui Pipa de ZZ A, cum am pus să cuvezi imaginea în oglindă? Păi eu mereu mă uit în oglindă că doar sunt Pipa. Zuz Andrei de Pic sau Pipa de ZZ scrieți acolo jos în comentarii. Holy fuck. Că man, ce oameni răi, bă, frate, bă, ce oameni răi, mă. Ce oameni răi să mi bag, mamă. De deci ce asta o să fie complicat? De deci ce asta în oglindă o să fie foarte, foarte complicat, frate? Pentru că îs o, o grămadă de... Hai de capul meu. Mamă, câte multe de asta o să fie. Uh, black stained glass, am nevoie de roșu, am nevoie de glass simplu, am nevoie de black, am nevoie de orange stained clay, am nevoie iarăși de black și am nevoie de roșu. Uite așa, bun. Aici o să vină un, uh, cred că ăsta, yep. Trebuie să punem, bă, stai un pic, ca aici. Dar nu mi-a dat geamuri de -astea. Pentru că eu trebuie să pun geamuri de-astea, nu trebuie stained, știi? Uite, eu am numai purple stained glass paint Cred că uita uitat să-mi pună Și aici nu este, nici măcar nu este purple Sau poate este purple, este un... Uite, dacă pun așa o să fie ciudat Dar nu mi-a dat altceva Deci n-am ce să pun altceva, știi? So, it's not my fault, bro It's not my fault, bro Nu-i bai, lasă că îl putem face și așa Aici punem al... Nu! Fuck Aici punem, uite, așa, albastru Dar no, bun, și aici o să fie, deci... Deci, deci, deci Trebuie să fie așa Galben. Asta așa. Um. acum trebuie mov ăsta. Și mai trebuie data dată asta, acolo în cols Aici trebuie să punem. Așa. Așa. Și bă, uite încă aici. Clay, dar nu mi-a dat clay. Sunt multe blocuri pe care nu mi le-a dat aici. Cred că o fi uitat să-mi dea sau ceva de genul. Anyway, um. o să pun un fiant în loc de Clay, eu ăla, o să pun tot așa zăpadă, că n-am ce să pun altceva. Asta așa. Oi, oh, uite că mi-a dat și... Mi-a dat și șmecherea de asta. Bun, aici se continua. Deci am pus deja 2, 2, trei. Pac, pac. Așa asta aici, aici trebuie să punem asta. Asta așa, să închid și aerul. Ok, aici avem albastru. M e complicat, frate. Ăsta e purple. Bam, purple-ul ăsta, roșu unde vine roșu. Mă enervează când sunt așa foarte multe blocuri. Chit că este mai fine, dar mă enervează că nu pot să le pun pe toate cea. și Trebuie mereu să le schimb, știi? Ai una dintre cele mai enervante chestii. Ever. Opa, așa. Um. nici culoarea aia nu am. Maro, ăla brown. E, eu o să pun, o să continui să pun așa. Pentru că pana mea am ce să pun altceva. Băi, cu băi. Roșu. Aici și fucking albastru. Albastru. Aici presupun că e green, yep, ăla e green. Black, încă un albastru și aici o să pun maro, mă negru. Nu, no, cam așa ar arăta în dacă aș fi avut și blocurile bune, gen blocurile astea îmi lipsesc. astea, pentru că nu le am decât sub formă de glass pane, nu le am glass, simplu. Și blocurile astea maro. În rest, eu zic că am făcut destul de ok. După ce ai terminat, zz de pipa sau pipa de zz. Hmm, aici cred că M-au pus să găsesc butonul, eu să de mai trebuie să găsi și voi triumfa, let's start that bro. Let's start that bro. Ok, bam, asta e butonul, nu e asta. Hmm. Huh, care ar putea fi butonul? Ba, cred că este. Pies butonul, nu e în copacul ăsta e doar de decor. Hmm. Ok, uh, pe f sau... a. pe... sau? Mă gândeam că mă pot urca în pomul ăsta de junglă. Opa. Ok, nu știu ce am avut impresia că frate chiar era în pomul ăla, pentru că asta așa forfan. fun, dar zis-o la troll ca să nu ducem un pomul ăla, dar de fapt nu era în pomul ăla. Chiar era așa cum a zis el doar de decor. Craft the object. În mintea maestrului Pokémonilor ZZ. ai ah, aici cred că voi face obiectele cerute, prietenului ești aproape de noi, mai ai doar trei probe de trecut, oricum nu ai nicio șansă. Ba da, vă voi învinge, prăduitorilor. <laughs> ok, ce trebuie să craftăm aici? Uh, a, charcoal. Uh nice! Fraților, încă o dată vă reamintesc să nu uitați să apăsați și acel buton de like Să strângem acolo foarte multe like-uri Dacă mă susțineți și bineînțeles dacă vreți să apară cât mai multe episoade Din această serie la mine pe canal Haideți să se crafteze cearcăulul Pam, pam, îl punem aici și gata După ce ai craftat Bun, aici trebuie să craftăm un diamond uh, Fiindcă ne am nevoie de Trebuie să facem niște bețe Trebuie să facem uh... Banu, nu, nu cidiu ci sunt eu credeam că, adică, aș fi putut face, deci sunt doua metode, fii Orice mai ușoară metodă punem la prăjit pentru că avem diamond ore Ori pur și simplu pun diamond or pe jos și îmi fac un pickaxe de fier și dau un diamond ore și îmi dă diamante Dar după m-am gândit, băi eu fac acum betfel ca să fac pickaxe, dar stă unde-unde, fier de unde, știi? Nu e mult mai ok așa cu prăjitul Așa ne-a dat și aici, am... de fapt nu atâta frate Că mi-a zis un diamond acolo, bam, am terminat Oh, god damn it. Deci comparatorul ăsta mă, mă, va bate. Cred că mă va bătea. De fapt, nu mă va bate. Um, Credeți-mă că nu mai știu cum se face un Reston. Nu? Ia asta să mă uit eu pe prietenul nostru, Google, Google. Pentru că, sincer să fiu, nu... Oh, gata, am aflat. Sincer să fiu, nu am craftat până acum niciun comparator, știi? Nu așa, bă, stai, a, ce bowus, invers, stai, da da stai, god damn it. uite așa. Așa, mă, de deci, sincer să fiu până acum, adică e logică sunt trei de astea și trebuia să fie și un quartz acolo. Nu, no, deci până acum, sincer să fiu, n-am craftat niciodată comparator. de asta, dar e bine că mai învățăm și noi diverse chestii. Felicitări, trebuie craft the object, felicitări. Thank uite-te în spate, minim, oh, Nether, ce fel de răzbunare e asta? Unul care o să pe picioarele să o văd. Dar nu e niciun spawn point pe aici. De fapt, cred că mi-am setat de deja spawn point. Ok, avem aici un parcur, oameni buni. Bă, da până acum mapa chiar mi se pare super tare. Se vede că s-au chinuit, mai ales că... Apasă. Bam. Cred că ăla o să fie un checkpoint. Bă, eu am o întrebare. De ce să nu dea Minecraft-ul? Iarăși jucăm fără sunet. Sau o să idiot? Cred că o idiot. Tot așa. Gata, am și se aude. E bun. Și a început și ploaia. Deci măcar nu mi-am dat seama începe ploaia, frate. Oa, punem asta aici. Deci trebuie să apăsăm pe... Uhu! Oh my god. La limită. Stai mai dăm un weather clear. Pentru că acum știm că a început ploaia. Pentru că avem fucking sound. Și We can do this, bros. Ha, mă, că nu-i foarte complicat. Uh, felicitări, în sfârșit a trecut acest parcurs. Locul ăsta era de destul de drăguț. Sincer, nu era foarte drăguț, dar ok. Ambient de end? Hmm, acesta este sfârșitul. Nu că trebuie să debasc o tornada noastră de Pokémon. Cred că va fi un, un, fel de luptă cu foarte mulți mobi. Tornada de Pokémon, știi? dă pe normal și după apasă. Hmm. Pentru a spawna bestia. Ok. Hai să vedem bestia. Oh. What the fuck is this shit, man? What the fuck is this shit, man? Ce dracu cu chestia asta? Înțeleg că bestie, bestie, bă, dar stil? Lol. Eu ai de capul meu. <laughs> bă, mă bate. What the fuck? Bă, mă bate. Tu te de aici, bestie. Mamă, sunt foarte mult care dau un mine. Oh, m-a bătut. Mamă, acum chiar... What? What? Seriously? Seriously, are fucking kidding me? Te-ați mă întorc eu acolo? Dar nu -a știu... A, ah, e, cred că aici, frate, bă... Adică, adică, da. Asta chiar este tarnadă de Pokémon. Ok, game mod 0, spawn point. Mi-am setat spawn point-ul aici, chid că o să mor în chinuri. Dar, măcar am spawn point-ul setat acum. Și acum pot să revin, frate, am puterea de respawn. Bă, da, uitați uita cât de mare este. Și dau toți aici în mine, m-au prins acolo tu, tu, gata, am scăpat de ei. Cred că acum nu să mai avem probleme. Acum ai bad repede, mă, pe fraierește. Mâncam ea scurul. Mâncam ea scurul să mi-l mâncați. Dai. Doi. Aia e boss. Gata, am rezolvat și cu tipul Ba, acum chiar se poate spune tronada de Pokémon care erau extrem de mulți. Gata. După ce terminat, pam, pam. Felicitări, ai terminat mapa, rugăm abonați să scrie în coment nota, vrei și a treia mapă și dacă vrei vezi cât am muncit, am o să luăm și noi niște minecarturi de da, astăzi, să -ți vedem cât au muncit băieții pentru această hartă, oricum au muncit foarte, foarte mult și ia pe aici. Nu, de fapt, cred că pe acolo trebuie să ajung. Hai să rămânem pe aici. că cam asta a fost harta. Acum vedem, ia uite cât de mult au muncit. Deci chiar se vede că au muncit pentru hartă. A avut o durată super, super ok. Deci chiar ne-am înregistrat. a fost super tare. Deci încă o dată vreau să bă, să nu uitați să apăsați și pe acel buton de like. Să strângem acolo foarte multe like-uri. Dacă mă susțineți și mai ales ca să... Uh, le arătăm creatorilor acestei, acestei hărți că bă, chiar s-au priceput și chiar au făcut o artă super tare și bineînțeles, să vă susține și pe mine că, na, mă bucur și o să văd acolo foarte, foarte multe like-uri. Mă ambiționează să postez cât mai multe episoade. A avut câte nivele a avut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nivele, dacă nu mă înșel. Sper să nu mă înșel, nu 7 nivele, ceva de genul, oricum chiar a fost tare. Vă mulțumesc pentru vizionare, acum am ajuns și eu la final și acum ai în cartul, aproape de final fine. Eu am fost Andrei, nu uitați alte like să strângem foarte multe like-uri și ne auzim data viitoare. Ceau bă, pa!